Bună, Leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 27 mai 2 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte, ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Bun. În primul rând, săptămâna aceasta este despre a intra în contact cu foarte mulți oameni, este despre posibilitatea de a cunoaște pe cineva. Și tot săptămâna aceasta pentru Leu e despre cheltuieli sau e despre o perioadă în care e nevoie să. Lucrezi mai mult decât de obicei sau uite, poate să fie și o săptămână în care uh, poți să vrei să trăiești așa la plus infinit. Unii poate aveți treabă cu băncile sau aveți niște datorii de achitat sau aveți pur și simplu foarte multe lucruri de făcut. Însă ce văd eu este că spre final de săptămână simțiți așa ca o ușurare. Da? E ca și cum v-ați terminat treaba, vă luați bagajul, v-ați urcat în avion și tot înainte. Uh, metaforic sau nu? da, Metaforic sau nu? Săptămâna aceasta, Leul poartă o discuție extrem de importantă, fie cu partenerul de viață, fie cu un client, fie este o săptămână în care va fi nevoie să îți asumi ceea ce spui. Deci, pot fi niște discuții importante cu un șef sau uh, poate să fie un moment în care. Viitorul unei relații depinde pur și simplu de modul în care tu abordezi situația. Unii lei parcă aveți de făcut niște drumuri importante săptămâna aceasta pentru a vă achita o datorie, un impozit, chestiuni de genul acesta. Însă tot pentru leu este și o perioadă în care aveți acolo o negociere importantă, importantă. Vedeți voi, aveți foarte mulți oameni în jurul vostru care săptămâna aceasta vă pot ajuta. Fie că sunt prieteni, fie că sunt clienți, fie că este vorba despre partenerul de viață. Oameni în general, da, oameni din jurul vostru care vă pot ajuta extraordinar de mult săptămâna aceasta, da? De asemenea, lăul își poate trasa foarte bine anumite planuri de viitor în această săptămână prin intermediul unor clienți sau prin intermediul oamenilor din, din jur și tot săptămâna aceasta vine cu o surpriză extraordinar de frumoasă legată de un proiect important, legată de o sumă de bani, unii lei parcă faceți un drum pe neașteptate și în drumul ăla aveți parte de o surpriză extraordinar de plăcută. Ce mai văd este că puteți să aveți o discuție cu un șef, cu o persoană cu autoritate asupra voastră, o persoană cunoscută sau o persoană care, nu știu, pentru tine în mod special, E importantă persoana aia, că e partenerul de viață, că e un părinte, că e șeful, că e o instituție mare, o firmă, o companie. Acolo leul are parte de o surpriză extraordinar de faină. Însă, vedeți că există și reversul medaliei. Pentru leu este și o săptămână în care pot apărea ruperi bruște legate de contracte, parteneriate, legate de relația de cuplu, de ce nu, că și pe acolo se întâmplă lucruri. Însă leul va fi foarte nonconformist săptămâna aceasta. Fie postați mai mult pe site-urile de socializare, fie este o săptămână în care vă arătați lumii fix așa cum sunteți, dar bineînțeles că unii lei puteți să rămâneți foarte surprinși de niște vești care apar de pe zona de online sau chiar vești care țin și de zona aceasta financiară a voastră, da? viitorul vostru financiar. Și uh, tot săptămâna aceasta, leul ar trebui să fie puțin atent pe zona drumurilor lungi, uh, acte, străinătate, profesori, mentori. Acolo, leul trebuie să învețe, să aibă încredere în propria intuiție și să abordeze lucrurile de la nivel înalt, să vadă imaginea de ansamblu a lucrurilor, nu să se piardă în detalii. Da? Uh, leul cam trebuie să dea exemplu celorlalți în perioada asta, n-am ce să vă fac. Așa că trebuie să tratați lucrurile cu seriozitate. Dar cu siguranță o veți face, nu mă îndoiesc de acest lucru. Să vedem uh, arhangelii ce spun pentru leu, ce trebuie să știți. 27 mai 2 iunie. Călătoria inițiatică pentru leu, deci poate ai de făcut un drum important săptămâna aceasta, sau te pregătești de o călătorie. Da? Um, unii parcă porniți pe un drum nou, pe o cale nouă, aveți parte de revelații, descoperiți lucruri noi, oameni noi sau un drum pe care îl faceți. Poate e un drum banal să vă întâlniți cu cineva sau un drum la cumpărături, dar care să știți că poate avea o semnătate extraordinar de important. Numerele importante. 23, 2, 3, 5 și 32. Culorile importante: verde, albastru, turcoaz, maro, non-culoarea alb, iar Arhanghelul Rafael este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să-ți finalizezi călătoria interioară către Inima ta Divină. Protejezi călătoriile inițiatice în locuri sacre. Îi ghidez cu înțelepciune pe toți cei care au pornit pe o cale spirituală autentică, deci leul dă dovadă de foarte multă sinceritate săptămâna aceasta, de foarte multă autenticitate. Uh, parcă nu știu, vreți să mergeți într-un loc sfânt, într-un loc drag sufletului vostru și acolo cu siguranță veți găsi o rezolvare absolut fantastică. Hai să vedem tot pentru leu ce spune tarotul 27 mai 2 iunie. Ce trebuie să știți pentru leu? Avem asul de bâte, prima carte, Faetonul Bun, tot cu drumurile sunteți voi, nu știu pe unde, dar cu drumurile. Uite, la drum poate să apară o iubire, da? În urma unui drum faci pace cu o persoană. Faci pace cu o persoană. Poate faci un drum împreună cu o persoană dragăție și acolo experimentați niște emoții noi. Pentru unii văd foarte puternic și o legătură cu zodia Rac, dar și o săptămână în care lucrurile se pun în mișcare pentru tine. Asul de băte, da, o altă carte de noi începuturi și avem și asul de spade. Asul de băte înseamnă fie o flacără care se reaprinde într-o relație, fie o săptămână în care tu faci activități noi împreună cu o persoană dragăție. Asul de băte poate să însemne și uh, un nou început pentru sufletul tău, dar poate să însemne și o speranță mare pe care o ai tu împreună cu o persoană. Parcă este aventura vieții tale. Patru de monede la baza manifestărilor tale. Ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce acest dorești. Patru de monede înseamnă stabilitate, înseamnă lucruri bune, înseamnă frumusețe, înseamnă o săptămână în care uh, ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce acest dorești. Unii lei puteți să fiți foarte mult concentrați săptămâna aceasta pe o casă sau pe o sumă de bani. Asul de spade în inima ta înseamnă un nou început, înseamnă o veste bună, înseamnă un moment în care vezi un adevăr. Da? Asul de spade aici, uite, poate să mai însemne și um, o decizie importantă într-o relație de cuplu, o decizie importantă în casă. În mintea ta, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn, în mintea ta văd aici că îți dorești foarte mult să deții controlul într-o situație, dar pentru unii lei, nu-i valabil pentru toți. Vedeți că vă poate apuca dragostea pe la muncă. Eu nu mă bag în chestiile astea, fiecare știe regulile, fiecare știe ce face cu viața lui, dar, na, uneori nu indicat, da? Faceți ceva ce vă place. Simți o atracție foarte puternică față de cineva, față de ceva anume. Tot leul săptămâna aceasta este cu gândul la distracție, dar este și o săptămână în care atenția ta e foarte mult concentrată pe bani, pe planul material. 6 de băte avem aici, deci o victorie pentru tine. Afli despre o veste bună, despre o victorie. Poate să fie și o săptămână în care mergi la un eveniment important. Uh, unii parcă intrați în contact cu oameni puternici, oameni care au parte de reușite, oameni care sunt uh, respectați, oameni care ies în evidență. Opt de cupe, deci cineva spune: lasă deoparte trădarea, lasă deoparte supărarea și mergem mai departe, sau cineva poate să spună: uite, hai să lăs, hai să dăm totul uitării și fiecare merge pe drumul său și își caută fericirea, împlinirea, pentru că 8 de cupe înseamnă cineva care abandonează un anumit lucru. Sau înseamnă cineva care vrea să dea uitării tot ce a fost rău. Îndrăgostiți aici au o legătură cu zodia gemeni, dar și cineva care simte o atracție fa foarte mare față de tine. Sau putem să discutăm tot pentru leu despre o persoană care este foarte pasionată de ceea ce face. Este cineva care trăiește intens viața, este o persoană care se comportă ca un adolescent sau poate are un aspect fizic, da mai tânăr, poate să fie și asta. Însă, cineva aici se gândește foarte serios să se ia o o decizie. Noi începuturi frumoase pentru leu săptămâna aceasta, luați și vă deschideți dragile în fața lor, că sunt extraordinar de pozitive. Și, cum să vă zic, eu o săptămână în care o să experimentați lucruri noi. Deci, un drum schimbă viața leului. Dragii mei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile. Și nu uitați că dacă doriți o analiză cu mai multe detalii, vă invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspunde la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru leu în această săptămână și de asemenea, dragi vă invit cu drag și pe aplicația care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, acolo bineînțeles că aveți parte de Citiri da, oricând aveți nevoie, de asemenea, vă invit să participați acolo într-un mod gratuit la un program da cu afirmații pentru iubire de sine, pentru că este o perioadă în care uh, ni se cere să avem în primul rând încredere în noi și apoi în uh, în ceilalți, mai ales în săptămâna uh, aceasta, când Marte este îmbrățișat acolo cu domnul Chiron, da, vă îmbrățișez cu drag și este vorba de identitatea noastră, da, vă îmbrățișez cu drag. O săptămână superbă să aveți și mult succes cu aceste noi începuturi!